Comisarul șef împlinește mâine o vârstă importantă și tot de mâine promite că se va dedica mai mult familiei. Până acum, de 33 de ani și 3 luni, a avut în grijă toți constanțenii și în vizor criminalii și infractorii. Mâine coincide, este și ziua mea de naștere, este și prima zi de pensie. M-a scos calculatorul, n-am plecat anticipat, ies la pensie la capătul turnantei. A fost o cursă maraton de 33 de ani și 3 luni de când am terminat Academia de Poliție. Undeva târziu către sfârșitul programului, o să-mi predau telefonul mobil ofițerului de serviciu, am să predau pistolul, stația și am să plec acasă, cred eu, cu sentimentul datoriei împlinite. În poliție, Adrian Rapotan a intrat la 24 de ani, iar din 2005 și până anul trecut a fost adjunctul IPJ Constanța. Șefii inspectoratului s-au tot schimbat, însă Adrian Rapotan a rămas pe loc. Aș împărți activitatea mea în 3 părți și mi-aduc aminte cu multă recunoștință de cei care m-au învățat meserie în prima etapă, apoi de colegiul care am lucrat cot la cot și ultima perioadă de cei pe care i-am învățat meserie și care au trecut lucrând la pază și ordine publică, cum se numește acum la municipiu, aproape toți ofițerii de poliție au trecut într-un fel de stagiu prin mâna mea. Anul trecut, comisarul șef a fost împuternicit inspector șef al IPJ Constanța și tot anul trecut a fost decorat de Claus Iohannis, cu ordinul bărbăție și credință, în grad de cavaler. Mă bucur că am avut onoarea să lucrez cu domnul inspector șef Adrian Rapotan. Pentru mine a fost un model și consider că va rămâne un exemplu de bună practică în ceea ce privește munca de poliție. A fost pentru noi, componenții compartimentului relații publice, un manager deosebit care a coordonat foarte bine activitatea de media, ne-a insuflat respect și obiectivitatea de care să dăm dovadă în diferite situații. De asemenea, ne-a făcut să înțelegem că facem parte dintr-un inspectorat de poliție deosebit. De mâine, comisarul șef Adrian Rapotan va activa în mediul privat.